Prezent în studioul Muscel TV în cadrul emisiunii Audiență la Primar, edilul comunei Aninoasa a explicat moderatorului Adrian Popa care este situația privind proiectele care s-au desfășurat în comună în ultima perioadă și a vorbit și despre planurile de viitor ale administrației locale. Un proiect de anvergură a fost cel al rețelei de canalizare care a fost finalizat de curând, dar pentru care localnicii și-au pierdut interesul. Cu alte cuvinte, oamenii au dorit în primă fază canalizare, iar când a fost gata, nu s-au mai branșat. Primăria rămânând cu banii investiți într-un proiect care nu și-a mai găsit utilitatea. Sincer să fiu, n-aș spune că n-aș mai băga, dar am 4 km și de canalizare abonați. Și nu este abonați. Una. Și în al doilea rând, constructorul, nu știu, nu pot să le dai o notă de calificare, dar e foarte greu ca să lucrez canalizare și în ăștia care am, îmi dă mult de lucru. Deci, terenul unde mai fuge, cu pomparea, cu foarte mult de lucru. E complicat. E complicat. Mm-hmm. Încă, nu știu, poate echipa de proiectare, nu știu. Deci, am multe de gândit. Pe mine m-ar interesa acum asfaltarea pe ultima ulicioară. Mm-hmm. Știți? Bineînțeles că și aici, că trebuie până cel puțin 2024-2025, cred că trebuie să fie, Uniunea Europeană te obligă să ai canalizare în toată comuna. Rețea de apă și canalizare. Da, da, trebuie să existe rețeaua. Acum că omul vrea că nu vrea să aboneze, că probabil că o să intervine la un moment dat obligativitatea și pentru cetățeni să se racordeze la rețeaua de canalizare. Da, sigur că da. Un alt proiect de data aceasta de viitor este cel referitor la înființarea rețelei de gaz. Primăria a obținut toate avizele și așteaptă ordinul pentru a se lega la magistrală. Ăsta e ultimul punct, pentru că avem norocul că s-a dat aprobarea pentru magistrală la gaze. Și a finalizat proiect 322 în perspectiva recordării de rețe cu gaze. Deci eu am avut-o pe FDI și aceasta, dar n-am prins decât una, am avut norocul să prind pentru 8 km de asfalt. Dar gândim că acum dacă ne-a dat aprobarea ca să ne legăm de magistrala de gaze, e mai ușor. Trece chiar până Slanic. O să fac o stație de disiver și după aceea, ușor, ușor, acordăm toată comuna. Eventual și Vlădeștiul. Bereveștiul trece pe conducta prin Berevești și ne vine mai ușor. Alimentarea cu apă a fost rezolvată de curând, iar localnicii sunt așteptați să facă branșamente. Referitor la administratorul rețelei, încă nu s-a găsit soluția ideală, primăria având de ales din două variante, să o dea în administrarea societății edilul CGA sau să își înființeze propria societate.